Bună ziua! Bine ați venit la o lecție de limba română pentru clasa a doua din acest manual. Cine are manualul, după ce se abonează, este rugat să-l deschidă la pagina 77. Cine nu are manualul, este rugat să facă o captură de ecran. Astăzi, dragi copii, vom vorbi despre scrierea imaginativă pe baza unei imagini, cuvintele s-a legat și s-a cu cratimă, s, cratimă, a. Descoperă. Observă cu atenție imaginea alăturată, apoi scrie un text de maximum 7 propoziții pe baza întrebărilor de mai jos. Oferă un titlu textului. Titlul, copiii fac un om de zăpadă. Ce anotimp apare în imagine? În imagine apare anotimpul iarnă. Întrebarea 2, cine sunt cei care apar în imagine? Cei care apar în imagine sunt o fetiță, un băiețel și tatăl lor. Întrebarea 3, la ce activitate participă aceștia? Aceștia construiesc împreună un om de zăpadă. Întrebarea 4. Cum crezi că se simt cei trei? Cei trei sunt fericiți. Se vede pentru că zâmbesc. Exercițiul 5. Întrebarea 5. Ce alte activități pot realiza pe parcursul anotimpului reprezentat în imagine? Iarna mai putem să ne jucăm cu zăpadă, cu bulgări de zăpadă, să organizăm întreceri cu schiurile sau cu patinele, să facem o cazemată, să facem un dărdeluș și să ne dăm cu săniuța și multe altele. Copiii sunt așa de inventivi, găsesc o groază de activități oricând doresc ei. Și acum textul. Este iarnă. Ninge cu fulgi mari și pufoși. Copiii și tatăl lor se joacă cu zăpadă în curtea casei. Deodată, Mihaela propune să construiască un om de zăpadă. Ei fac mai întâi un bulgăre mare, care este corpul împreună cu brațele și cu picioarele, și pun deasupra lui un bulgăre mai mic, care este partea de sus a corpului, umerii și gâtul. La final fac un bulgăre și mai mic, care întruchipează capul. Pe cap, ei îi pun omului de zăpadă o pălărie mai veche. Tatăl lor aduce din casă un fular și îl pun în jurul gâtului omului de zăpadă ca să fie și el îmbrăcat cum sunt copiii, că și el e un copil. Iar apoi îi pun doi cărbuni în loc de ochi, un nas făcut dintr-un morcov și o gură cu punctulețe, făcute din punctulețe de cărbune, probabil, sau din cubulețe de ardei gras de culoare roșie. Ce plăcută joacă! Sau ce mult ne-am distrat! Exercițiul B. Citește cu atenție textul de mai jos, apoi răspunde la întrebări. Mama sa a pregătit totul pentru vacanța de iarnă. S-a gândit la bagaje și la locul în care vor sta, iar tatăl s-a arătat dornic să-l învețe să patineze. Cum sunt scrise cuvintele colorate? Cuvântul s-a scris legat, s-a scris așa pentru că se poate înlocui cu a ei sau cu a lui. În loc de mama s-a pregătit, putem să spunem mama lui a pregătit sau mama ei a pregătit. Și de aceea se scrie legat, s-a se scrie legat,
când poate fi înlocuit cu al ei sau al său, al lui. Al lui sau a ei. Sa s-a scris dezlegat, s cratimă a, pentru că s și a sunt două cuvinte diferite care se pronunță în aceeași silabă. S, o să învățați când veți fi mai mari, este pronume reflexiv. Iar a este verb auxiliar care ne ajută să formăm timpul perfect compus. Cu alte cuvinte, după s cratimă a, urmează o acțiune la timpul trecut. Cu ce cuvânt poate fi înlocuit cuvântul sa din prima propoziție? Cuvântul sa din prima propoziție poate să fie înlocuit cu cuvântul ei sau cuvântul lui. Reține, scriem sa atunci când se poate înlocui cu ei sau lui. Cartea sa, mama sa. Scriem sa dezlegat, s cratimă a, atunci când nu se poate înlocui cu ei sau lui. S-a bucurat, s-a terminat. Exercițiile de la aplică. Exercițiul 1. Scrie cuvinte potrivite în spațiile date, urmând modelul dat. Mama sa, sora sa, casa sa, cartea sa, prietena sa. S-a spart, s-a deschis, s-a auzit, s-a jucat. Exercițiul 2. Completează propozițiile folosind cuvintele s-a scris legat și s-a scris dezlegat, s-a cratimă a. Neaua s-a așternut peste oraș. Se scrie S, cratimă A. Pentru că urmează o acțiune la timpul trecut. Copilul s-a jucat în zăpadă. Se scrie S, cratimă A. Pentru că urmează o acțiune la timpul trecut. S-a jucat mai demult, nu se joacă în momentul acesta. Mama s-a pregătit bagajele. S-a se scrie legat, pentru că se poate înlocui cu mama ei, ori mama lui. Tatăl său s-a antrenat pe patinoar. S-a se scrie dezlegat, s-a cratimă a, pentru că urmează o acțiune la timpul trecut. S-a antrenat mai demult. Vă mulțumesc pentru participarea la această lecție. Dacă v-a plăcut, lăsați un like. Nu uitați să vă abonați înainte de a închide, iar eu vă aștept în continuare la alte lecții de limba română și de limba engleză. La revedere!